Bună ziua, sunt avocat Marian Neacșu de la Sfat Avocat Bucuroș și astăzi ne-am propus să vorbim cu dumneavoastră despre un subiect delicat, despre o infracțiune prevăzută în noul cod penal. Vorbim despre conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Ne propunem să discutăm cu dumneavoastră și să aflați în principal despre situația juridică, în mod evident, care sunt reglementările în materie. Avem în vedere atât fapta ca și contravenție, cât și infracțiunea prevăzută de codul penal. Astfel că este important să știți, după ce ați consumat băuturi alcoolice și încercați să vă urcați la volan în unui autoturism, să vă puteți aștepta ori la o contravenție, ori la săvârșirea unei infracțiuni. Vom vorbi despre aceste limitele contravenției și care este pasul următor de la care se dorește a fi o infracțiune, astfel cum este reglementată în sistemul nostru de drept. Ca și text de lege vorbim în special despre dispozițiile din Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. De asemenea, vorbim despre Ordonanța de Guvern 2/2001 privind regimul contravențiilor. Iar pe partea de infracțiuni avem în vedere dispozițiile articolului 336 și 337 din noul cod penal, care reglementează conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe psihoactive, precum și refuzul de a preleva probe biologice în vederea constatării alcoolemiei la un anumit moment dat. Conform statisticilor efectuate de către Ministerul Public, această infracțiune este foarte des întâlnită, cel puțin la noi în țară. Foarte multe persoane, din păcate, după ce consumă băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, aleg să se urce la volanul unui autoturism și, în mod neîntemeiat și nelegal, să săvârșească ori o contravenție, ori infracțiune. Din clipul de astăzi veți afla care este limita săvârșirii contravenției, veți afla la ce risc vă expuneți dacă dumneavoastră ați consumat alcool în cantitate foarte mare. De asemenea, aflați ce pățiți și în situația în care refuzați să vă supuneți dispozițiilor legale în sensul de a vă prezenta la Institutul Național de Medicină Legală în vederea recoltării probelor biologice. Toate aceste aspecte vor fi discutate pe larg în acest clip și veți avea cunoștință despre riscurile la care vă expuneți, cum spuneam, atunci când alegeți să conduceți după ce ați consumat o cantitate mai mare sau mai mică de băuturi alcoolice. Întrucât urmează să folosim anumiți termeni, o să încercăm să explicăm pe fiecare în parte și este important să facem o distinție între concentrația de alcool din aerul expirat, precum și concentrația de alcool din sânge la un moment dat. Astfel că există o foarte mare distinție între concentrația de alcool din aerul expirat, care se testează cu alcool testul și de obicei este constatată de către organul de poliție care vă oprește și vă impune cumva să suflați în acel alcool test. E bine, dacă alegeți să suflați, se va constata cu această ocazie care este concentrația de alcool din aerul expirat. Această concentrație se măsoară în miligrame pe litru. În situația în care alcoolemia din aerul expirat este la un nivel ridicat, polițistul vă va impune să îl urmați în vederea recoltării unor probe biologice. Astfel că se va stabili alcoolemia din sânge. Aceasta se exprimă în grame pe litru și este distinctă de alcoolemia din aerul expirat. Astfel că dumneavoastră, în situația în care aveți o alcoolemie, să spunem, de 0,4 mg pe litru în aerul expirat, în mod cert, alcoolemia stabilită în sânge va fi măsurată în grame pe litru și va fi de obicei de aproximativ 0,80 de grame pe litru în sânge. Este o distinție între cele două. Veți afla că dispozițiile articolului 336 din codul penal reglementează situația în care această alcoolemie testată în sânge depășește nivelul de 0,80 de grame pe litru de alcool în sânge, astfel că în aparatul etilotest ar trebui să fie indicată o concentrație de cel puțin 0,40 de miligrame pe litru. Este undeva la jumătate.
Pe plan contravențional, în situația în care veți fi testat cu aparatul alcooltest de către polițist și acesta va indica o concentrație de 0,40 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat, dumneavoastră veți fi sancționat cu o amendă. O amendă contravențională, iar ca și pedeapsă complementară, vi se va suspenda dreptul de a circula pe o perioadă de 90 de zile. Această situație juridică este reglementată în articolul 102, alineatele 1 și 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 privind regulile de circulație pe drumurile publice. Cum spuneam, până la 0,40 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat, dumneavoastră aveți posibilitatea să fiți sancționat doar contravențional, fără dosar penal, fără alte incidente penale. Dacă aparatul alcooltest va indica o concentrație de alcool pur în aerul expirat mai mare de 0,40 de miligrame pe litru, dumneavoastră veți fi în situația în care în sânge, dacă se vor recolta probe biologice, acestea vor indica o concentrație de cel puțin 0,80 de grame pe litru de alcool pur în sânge. Astfel că veți avea deschis un dosar penal, vor fi incidente dispozițiile din articolul 336 din nou cod penal. Situația se va complica cu atât mai mult cu cât dumneavoastră ați mai avut sau nu probleme cu legea înainte, în sensul că ați fost sau nu înscris în cazierul juridic. Vom discuta pe larg despre toate aceste aspecte și veți avea surpriza să aflați că vă puteți alege cu o amânare a aplicării pedepsei, chiar în situația în care nu ați mai avut antecedente anterior și este prima abatere, astfel că, deși este infracțiune, judecătorul va avea clemență față de atitudinea noastră și vă va amâna aplicarea pedepsei fără consecințe de niciun fel, astfel că nu se va înscrie în cazierul judiciar și nici măcar nu se va anula permisul. Acum urmează să vă îndrumăm din punct de vedere faptic ce se întâmplă în situația în care dumneavoastră știți că ați consumat o anumită cantitate de alcool. E bine, nu știți cât ați consumat, însă alegeți să vă urcați la volanul unui autoturism. Noi vă sfătuim să nu faceți acest lucru, pentru că în ziua de astăzi sunt foarte multe alternative și vă îndrumăm să chemați un prieten, să chemați un taxi sau orice altă variantă alternativă, astfel să nu alegeți să vă urcați pur și simplu la volanul autoturismului, pentru că veți pune în pericol siguranța atât a dumneavoastră cât și a celor din jur. În situația în care totuși alegeți din diverse motive să vă urcați la volanul unui autoturism după ce ați consumat băuturi alcoolice sau dimpotrivă alte substanțe psihoactive, vă îndrumăm să conduceți cu grijă, pe cât posibil foarte atenți, iar în situația nefastă în care sunteți oprit de către un echipaj de poliție, să aveți o atitudine proactivă și să colaborați cumva cu polițistul care v-a oprit. Astfel că la întrebarea doriți să surfați în etilotest, dumneavoastră, pe cât posibil, dacă aveți acest moment de regaz și polițistul are clemență față de noastră, încercați la început să nu suflați în aparatul alcooltest, iar în situația în care polițistul vă va impune să suflați în aparatul alcooltest, trebuie să aveți în vedere că urmează asupra noastră să se răsfrângă anumite consecințe juridice. Astfel că pentru a nu o duce la extrem, încercați să suflați, iar dacă vi se va solicita ulterior să mergeți pentru a fi prelevate probe biologice, vă sfătuim să o faceți totuși, pentru că articolul 337 din Codul Penal reglementează în mod expres această situație în care dumneavoastră, după ce ați suflat în alcooltest, refuzați cu bună știință să vă supuneți solicitării polițistului de a-l urma în vederea recoltării acestor probe biologice. Astfel, este important să știți faptul că constituie infracțiune sustragerea de la prelevarea de probe biologice atunci când polițistul vă impune să-l urmați cu acest scop. În funcție de probele care au fost administrate în situația dumneavoastră, astfel că în funcție de
gramajul pe care îl indică aparatul alcool test, trebuie să aveți în vedere că dumneavoastră veți fi sancționat ori cu o amendă contravențională, ori cu deschiderea unui dosar penal care își va urma cursul. Veți fi cercetat penal, se vor administra și alte probe, veți fi trimis în judecată sau dimpotrivă organul de urmărire penală va propune renunțarea la urmărire penală, astfel că situațiile juridice depind în mod expres de rezultatul testului pe care polițistul îl face asupra noastră cu acest aparat alcool test. Bun, acum în situația în care aparatul alcool test arată până la nivelul de 0,40 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat, este important să știți că vi se va administra o amendă contravențională, veți fi supus acestei sancțiuni pe care dumneavoastră aveți posibilitatea să o contestați. În termen de 15 zile, plângerea contravențională se formulează către judecătoria în circumscripția căreia a avut loc abaterea contravențională. Astfel că aveți un termen de 15 zile de la momentul la care vi se comunică această sancțiune contravențională. El curge în situația în care alegeți să primiți procesul verbal de contravenție de la data la care ați semnat pentru acesta sau de la data ulterioară, respectiv data la care vi se va comunica acesta prin poștă. Termenul de 15 zile este un termen legal și imperativ, nu poate fi prelungit, nu poate fi încălcat. De aceea vă sfătuim ca în situația în care vă considerați nedreptățiți cu privire la atitudinea polițistului să formulați o astfel de plângere contravențională și un judecător, o instanță, va aprecia dacă acest proces verbal de contravenție este întocmai legal și este el cuprinde situația de fapt astfel cum a fost prezentată în cuprinsul său. Pe de altă parte, în situația în care aveți un mare ghinion, iar aparatul alcool test arată o concentrație de peste 0,40 mg pe litru de alcool pur în aer expirat, cu siguranță veți fi în situația în care în sânge va fi o concentrație de peste 0,80% de grame pe litru, astfel că dumneavoastră veți suferi consecințele deschiderii unui dosar penal pe numele dumneavoastră. Polițistul vă va invita să-l urmați în scopul prelevării de probe biologice. Veți merge la un institut de medicină legală, vi se vor preleva atât o cantitate foarte mică de sânge, cât și o altă cantitate din urină. Urmează să se facă niște analize și dumneavoastră veți afla care este concentrația pe care o aveți în sânge în funcție de cantitatea de băuturi alcoolice pe care dumneavoastră ați consumat-o. Ce puteți face în situația în care aveți un dosar penal pentru această infracțiune? E bine, trebuie să știți că este bine să aveți un avocat, în primul rând. Acesta vă va sfătui, vă va îndruma și în funcție de cum decurg actele de urmărire penală, veți fi trimis sau nu în judecată. În situația cea mai gravă în care veți fi trimis în judecată pentru săvârșirea unei astfel de infracțiuni, respectiv infracțiunea prevăzută de articolul 336, din noul cod penal sau dimpotrivă pentru refuzul de a vă prezenta în vederea recoltării de probe biologice, veți avea pe numele noastră o altă infracțiune, va fi deschis un dosar care va cuprinde două capete de acuzare și anume conducerea sub influența băuturilor alcoolice, cât și refuzul de a vă prezenta în vederea recoltării de probe biologice. În astfel de situații, ele vor forma un concurs de infracțiuni și astfel dumneavoastră veți fi sancționat mult mai aspru. În situația nefericită în care ați mers și s-au recoltat probe biologice și aveți o alcoolemie suficientă pentru a fi incidente dispozițiile articolului 336 din noul cod penal, dumneavoastră, cum spuneam, într-o nefastă situație veți ajunge să fiți judecat pentru această infracțiune. Trebuie să știți că dacă nu ați mai avut probleme cu legea anterior și nu aveți nicio infracțiune înscrisă în cazierul judiciar, judecătorul are posibilitatea să vă condamne și să dispună pentru dumneavoastră amânarea aplicării pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei este cea mai ușoară sancțiune care vi se poate acorda de către judecător.
Datorită faptului că legea prevede alternativ pedeapsa închisorii cu pedeapsa amenzii, care sunt două pedepse principale stabilite de către legiuitor, veți putea avea surpriza că pentru abaterea dumneavoastră, pentru infracțiunea săvârșită, veți putea fi condamnat chiar la o amendă penală. Cuantumul amenzii va fi stabilit pe sistemul zilelor amendă și va fi stabilit de către judecător în funcție de aplicarea pe care acesta o va face după ce va analiza tot ansamblul probelor depuse la dosarul cauzei. Față de aceste aspecte, trebuie să aveți în vedere că puteți fi sancționat atât cu o pedeapsă cu închisoarea sau cu o pedeapsă cu amenda, iar față de cele două pedepse, judecătorul poate să dispună amânarea aplicării pedepsei în anumite condiții prevăzute de codul penal. De asemenea, în raport de individualizare a pedepsei, judecătorul poate să dispună inclusiv suspendarea pedepsei aplicate, astfel că dacă va aprecia necesar, veți fi sancționat cu amendă sau cu închisoarea pentru un termen pe care judecătorul îl va stabili sau o amendă în quantum tot așa pe care judecătorul o va stabili, iar la sfârșit, din păcate, dacă va fi acordată suspendarea în cazul dumneavoastră, suspendarea executării pedepsei, automat și permisul de conducere va fi anulat în această situație. În situația în care se va dispune o pedeapsă aplicată ori cu amendă, ori cu închisoarea, judecătorul are posibilitatea să dispună amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea acesteia. În situația în care va dispune amânarea aplicării pedepsei, automat permisul noastră va rămâne fără o altă consecință juridică, va fi valabil, nu va fi anulat în nicio situație. Din potrivă, pe la contrariu, în situația în care se va dispune suspendarea pedepsei, dumneavoastră va trebui să dați un nou examen pentru a vă recupera dreptul de a conduce, întrucât permisul vă va fi automat anulat. Este o sancțiune pe care judecătorul o va stabili. Deci cel mai important, dacă este prima abatere, aveți posibilitatea să obțineți amânarea aplicării pedepsei, situație în care și permisul nostru va fi în continuare valabil și vă veți putea exercita dreptul de a conduce fără nicio problemă. Ce ar trebui să aveți în vedere cu privire la această infracțiune, respectiv conducerea sub influența băuturilor alcoolice, este faptul că legiuitorul și-a dorit să sancționeze inclusiv fapta persoanei care cu bună știință încredințează unei alte persoane despre care știe că a consumat băuturile alcoolice, încredințează autoturismul și cumva acceptă tacit la săvârșirea acestei infracțiuni. Este vorba despre o variantă asimilată a acestei infracțiuni. Ea este prevăzută de articolul 336 aliniatul 3 din noul cod penal. Astfel că dacă aveți cunoștință despre un prieten care dorește să conducă sub influența băuturilor alcoolice, trebuie să-l opriți la timp și să nu îi permiteți acest lucru, pentru că inclusiv dumneavoastră veți săvârși o infracțiune în această variantă asimilată. Acum, la finalul acestui clip, echipa Sfatul Avocat are câteva îndrumări pentru dumneavoastră, câteva sfaturi și vă recomandă ca în situația în care ați consumat băuturi alcoolice sau orice alte substanțe psihoactive să nu vă urcați la volanul unui autoturism, pentru că de cele mai multe ori chiar atunci se întâmplă să fiți oprit de către un echipaj al poliției rutiere. De asemenea, să opriți o persoană atunci când dumneavoastră aveți cunoștință de faptul că aceasta urmează să conducă sub influența băuturilor alcoolice, vă recomandăm să folosiți o aplicație care se numește Alcool Test în situația în care ați consumat cantități mici, raportat la numărul de kilograme și la cantitatea de băuturi alcoolice pe care ați consumat-o. Această aplicație vă va oferi exact rezultatul care ar trebui să apară pe alcool testul polițistului. De asemenea, vă recomandăm să utilizați orice alte alternative, orice alte mijloace de transport alternative atunci când doriți să vă deplasați dintr-un loc în altul după ce ați consumat băuturi alcoolice, pentru că în anul 2022 sunt foarte multe astfel de mijloace alternative pentru a vă deplasa dintr-un loc în altul atunci când ați consumat băuturi alcoolice. Vă dorim să nu aveți astfel de evenimente. Sunt neplăcute de cele mai multe ori, pentru că într-o clipă de neatenție puteți săvârși chiar mai multe infracțiuni în situația în care
conduceți sub influența băuturilor alcoolice și refuzați să vă supuneți prelevării de probe biologice. În situația în care inevitabilul s-a produs, vă rugăm să aveți în vedere că trebuie să cereți sfatul unui avocat, pentru că lucrurile de natură penală nu sunt ușor de evaluat și pot avea consecințe păgubitoare atât pentru patrimoniul dumneavoastră, cât și pentru libertatea dumneavoastră. Aflând toate aceste informații, ne dorim să înțelegeți faptul că legea nu este tolerantă în ceea ce privește consumul de alcool la volanul unui autoturism, pentru că dorința legiuitorului a fost aceea de a sancționa cu o pedeapsă de la 1 la 5 ani tocmai această atitudine, în special pentru simplu fapt că orice cantitate de alcool sau de substanțe psihoactive poate să afecteze simțurile și, în mod clar, veți pune în pericol siguranța atât a noastră cât și a celor din jur. De asemenea, nici echipa Sfat Avocat nu tolerează consumul de alcool la în volanul autoturismului, de aceea vă sfătuiește să găsiți orice cale alternativă și să nu săvârșiți astfel de abateri. Până data viitoare, echipa Sfat Avocat vă urează toate cele bune!